Gata, s-a tras linie și oamenii sunt hotărâți să spună că Traian Băsescu a fost un președinte bun, care a dus România pe culmi. Mă rog, poate nu cele mai înalte, dar culmi oricum. Iar băsismul, din insultă proferată de adversari, trebuie neapărat să devină un titlu de glorie. Cel puțin așa reiese din discuția amicală, cu un șpriț în mână, a avut în jurul președintelui cu ocazia recepției de Ziua Națională. E mai rău, e macoveistă. E mai rău decât să fii băsismul. E forma radicală a băsismului, nu? E forma prostească a băsismului. Așadar, Traian Băsescu, liderul incontestabil al băsiștilor, desigur, o acuză pe Andreea Pora că e macoveistă, ceea ce ar fi o formă prostească a băsismului. În fine, doamna Pora spune că de fapt o formă radicală, dar președintele are întotdeauna dreptate. Acum aș vrea să privim o fotografie și să vă concentrați puțin pe figura Andreei Pora. Așa, aceasta este fotografia. Bă, dacă nici asta nu e dragoste. Mă rog, mă scuzați. Doamna Macovei, lidera curentului macoveist, era în studioul de televiziune și urmărea atentă declarația în care era cam terfelită. Așa că a răspuns elegant, numai așa cum o doamnă o poate face. O să spun o scurtă propoziție. Macoveismul este băsismul fără udrea. Ta-dam! Așadar, președintele îi dă Monicăi Macovei la radicalism, iar Monica Macovei îl lovește la blondă. A? Ce luptă de idei, mă, câtă eleganță stilistică! Ce ieșire abruptă din golăneala ultimilor 10 ani! Mai lipsea să fie de față și un reprezentant al iohanismului, unul drist și ceva mereuiști, ca să se refacă țățismul fără de sfârșit al dreptei. Da, poate că avem noroc și se reface noul partid al doamnei Macovei. Un partid care va funcționa mai mult online, după cum ne spune chiar inițiatoarea. Pentru că lumea a evoluat, domne, acum ne scriem pe Facebook. De ce nu înțeleg că tineretul, ca să explicăm, da? Tineretul și nu numai tineretul, da? Se uită pe, scrie pe Facebook mesaje. Sau prin Facebook. Da, online, da, pe calculator ne scriem pe Facebook, da? Scriem ce gândim, comunicăm unii cu alții pe Facebook, da. Ei n-au aflat că... Lumea a evoluat. Asta e soluția, gata, m-am liniștit. Ne mutăm cu totul pe Facebook. Nu mai avem probleme astfel. Nu mai trebuie sedii de partid. Facebook-ul e gratuit. O să fie bine, bă, cald, frumos. În plus, membrii viitorului partid vor putea fi conectați 24 de ore din 24 cu șefa. De acasă, de la serviciu, dacă au, din vacanță. Ce mai o viață de vis. Politică non-stop. Te bași seara în pat lângă soție, prietenă, iubită și de acolo participi liniștit la ședințele de partid. Ferie, vă spun. În plus, poți să îi dai partidului acces și la camera video a computerului, tabletei sau telefonului, ca să te poată urmări tot timpul. Să nu faci naibii acte de corupție în timpul liber, nu?